Cele două capre. Odată de mult, peste un râu adânc, se întindea un pod foarte îngust. Într-o zi, o capră se pregătea să treacă podul. Când ajunse la mijloc, se întâlni cu o altă capră, care mergea în direcția opusă. Stăteau una în fața celeilalte și nici una nu dorea să dea nici măcar un pas înapoi. Se știe doar că dintre toate animalele căprițele sunt cele mai încăpățânate. Du-te înapoi, îi spuse, nu vezi că nu avem loc amândouă? Ba da, văd, dar tu să mergi înapoi. De ce să merg tocmai eu? Spuse pusă pe ceartă cea de-a doua capră. De ce tu? Pentru că eu sunt mai puternică și mai înțeleaptă decât tine. Mă îndoiesc să știi. Ia să vedem dacă e adevărat ce spui. Eu întoarse și își potrivi coarnele în poziție de luptă. Atunci prima capră îi spuse: oprește-te! Dacă ne luptăm, vom cădea amândouă în apa cea rece și adâncă. Poate nici nu vom reuși să ieșim din râu. Vom muri înecate. Am o altă idee. Eu mă întind pe jos și tu treci încetişor peste mine. Apoi îmi voi putea vedea și eu de drum. Cealaltă capră făcu întocmai, așa că își putură vedea fiecare de drum. Totuși, în gând, recunoscu faptul că prima capră e într-adevăr înțeleaptă. Vorba aceea, înțeleptul nu afirmă nimic din ce nu poate dovedi și este înțelept nu cine știe multe, dar cine știe lucruri utile. Thank you.